Bună ziua tuturor! Am revenit cu un videoclip cu sfat pentru creativitate și și inspirație. Pentru asta aveți nevoie de un vas ceramic, cărbune și tămâie pe care le găsiți la biserică și fructe de păducel uscate. Veți lua acel cărbune și îl veți aprinde, îl puneți în acel vas de ceramică, iar deasupra pe cărbune veți pune fructele de păducel și tămâia și le lăsați să ardă, iar în timp ce ele ard și vă uitați la flacără, vă imaginați cum vin niște tentacole care aduc creativitate și inspirație, calități ce îți vor face viața plină de bucurie și mult, mult mai frumoasă. Acesta a fost sfatul meu de astăzi. Ideal este acest sfat să-l faceți până în 9 iunie. Acest sfat funcționează foarte bine pe tot parcursul anului, dar are o putere mai mare acum în această perioadă până în 9 iunie. Eu vă doresc toate cele bune și vă mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți în sfaturile mele și în videoclipurile pe care eu le fac. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!